Are grijă de starea noastră, de bine și ne dă zilnic câte o doză de energie între orele 16 și 18 la Radio Zoo. Este unul dintre cei mai iubiți prezentatori de radio, dar și de televiziune, iar buna sa dispoziție este molipsitoare. De curând a trecut printr-o transformare uimitoare care i-a schimbat viața și pe care nu o regretă. Cum a reușit să rămână la fel de iubit de public la an la rând, ne va spune chiar el. Doamnelor, domnilor, Răzvan Popescu se află în studioul știrilor și vreau să-ți mulțumesc pentru asta, Răzvan. Da, cu mare plăcere. Unul la mână, vezi că fac până la 19 la radio, să nu inducem publicul în eroare. A, că mai ai o oră, da, corect. Da, așa. Și doi la mână, asta cu iubitul, îți dai seama că e relativă. Nu știu dacă... Nu s-a făcut niciodată o măsurătoare exactă. Da, putem să te iubim și noi, nu-i așa? Asta, da. Oamenii care vor să mă iubească sunt deschiși la a primi iubire, n-am nicio problemă. Deci primesc. Nu ne mai contrazice, ești foarte iubit bine, de toată lumea. Sunt de acord. Ce mai face Răzvan Popescu? Eu știu ce face Răzvan Popescu, dar da, pentru public ce face ce să Răzvan facă? Popescu? Face ce face de atâția ani și nu pot să spun că îmi pare rău că fac asta. Radio în fiecare zi e o rutină pe care le-o doresc tuturor, că e important să ai un loc în care să te duci cu plăcere în fiecare zi și să știi că poți să obții tot felul de satisfacții. Că asta, până la urmă, pe lângă ziua de salariu, care și aia e tată importantă, importantă, e important să ai și, și satisfacțiile astea profesionale pe care ți le aduce orice meserie. Asta noastră de radio, de televiziune, e puțin diferită pentru că e și mai expusă, e mai transparentă. Îți place mai mult să faci radio decât televiziune? Îmi place din două. Pot să spun și varianta sinceră și a ipocrită. Îmi place mai mult radio sincer pentru că mi-a adus mult mai mult succes decât televiziunea. Adică în televiziune n-am avut succesul pe care îl am în radio și succesul se referă strict la cifrele de audiență nenorocitele alea care îți asigură sau nu luna următoare de salariu. Și radioul te lasă să te manifesti mai mult decât o face televiziunea. Radioul te lasă să fii spontan, radioul te lasă să faci un moment bun chiar dacă nu ești neapărat pregătit. Da, la și în același timp ai nevoie de o inteligență emoțională ieșită din comun. Eu știu ce să zic asta. Ești făcut pentru asta, oricum. Nu știu cât sunt făcut, dar știu că fac asta. Am o faci foarte bine. Fac radio de când mă știi. Știi, asta da, e foarte, da, 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 foarte dar tare. Dar uite, în același timp vreau să le spun telespectatorilor un lucru foarte important, pentru că tu mâine... De fapt, urmează o zi foarte importantă pentru tine, da? Ce se întâmplă mâine? E ziua mea și e foarte important. Și vreau să le spun un secret. Și faci ceva special? E foarte, să spun ceva. E foarte, cum să spun, foarte obositor pentru mine toată treaba asta cu ziua mea. De ce? Pentru că nu știu cum să reacționez la tot valul ăsta de mesaje pe care îl primesc. Dar, n-are nimic că ne-am ocupat noi de asta. Mulți trăiască la mulți ani. Ce faci, prietenul meu? Dar la Cuza nu. Ce faci, prietenul meu, drag? La mulți ani de acum. Te-au agățat aici de la plață. Nu, dar ce când tu nu știi convenția noastră că tu n-ai voie să vorbești fără mine niciun de public. Salutare! Mulțumesc! Să te pup? Nu, lasă. Hai! Mersi! Vezi ce frumos miroși, te-ai spălat? Da, ai făcut. Te-ai venit la TV, ești nebun. Hai de mine, stai să-mi unde? Unde mă uit? Unde mă uit? Da, Cuza, uite, te-aș ruga să stai 2-3 minute. Stau și cu voi, îmi permiteți? Da, eu am vrut doar să-i fac surpriză. Acum, ce să facem? Prin transitivitate ai ajuns și tu invitat. Prin ce? Transitivitate. Vezi? Doamne, ce cuvinte folosești. Niște lucruri nu se schimbă niciodată, tot cofetăria, clar. E reclamă sau? Mulțumim pentru... Să știi că Gianina este o prietenă foarte bună și a organizat împreună cu toți colegii toată surpriză. Asta eu nu mă gândeam, sincer. Nicio. Eu voiam să vin mâine la radio, dar mulțumim. Dar cum este să fii colegul lui Răzvan Popescu? Eu am zis-o de multe. Pentru mine e cel mai bun coleg pe care l-aș fi putut avea. Ha. Am spus-o în podcasturi, am spus-o la radio și o spun, cred că toată viața mea, nu cred că aș fi avut un coleg mai bun și un început mai bun de radio alături de altcineva decât alături de Răzvan. Ține minte pe Răzvan? Cei trei Răzvani de acum? Doi, nu exagera. Aceleași cuvinte pentru el. Eu vreau să le spun telespectatorilor că pentru mine Răzvan este unul dintre cei mai buni prieteni. Știu că prietenia între femei și bărbați e un pic ciudată, însă el este ca al cincilea frate pe care nu l-am avut eu, pentru că eu avem patru frați, mă înțeleg cu ei foarte bine. Și Răzvan pentru mine este un om extraordinar, îți spun direct, adică nu deci trebuie... Deci a venit pe pilele misiunea la tine.
valoare. Nu, dar chiar vreau să-ți mulțumesc pentru această prietenie. Foarte greu. Știi care e un lucru cu care mă descurc foarte greu? Să știu să primesc, nu știu să primesc complimente. Da, nu știu să primesc, e sindromul impostorului, el nu merită nimic. Da, adică de cele mai multe ori. Și, deși trebuie să fii mincinos să spui că nu te bucură complimentele. Mi-e foarte... Nu știu cum să reacționez, sincer. Vreau să zic cât de mult îl apreciez pe Răzvan și îl apreciez și mai tare odată cu trecerea timpului făcând radio. Am început să avem un ritm al nostru, deja ne-am erodat, știm care, cum, când tace, exact, când se trebuie vede, să vorbească. Răzvan, făcând radio, acum câți ani ai tu? Acum, de radio 20 și... Păi de la 17 ani, dacă mâine fac 45... Nu mă pune să calculez în direct la TV. Facem 28 noi de ani, cred. Da. De Răzvan, îți dai seama, făcea de peste 20 de ani radio într-un ritm al lui. A venit un începător în radio, adică eu, și niciodată, luni de zile, aproape un an, nu m-am simțit mai prejos, nu m-am simțit că trag, că sunt o piatră la cărută. Ești și talentat, că acum dacă nu era talentat, nu aveai. Și... Da, chiar voiam să te întreb cum a fost pentru tine prima emisie lângă Răzvan. Emoționantă. Nu, am avut emoții. Nu, lângă Răzvan să știi că asta e calitatea lui. El nu te inhibă. Nu, absolut, el chiar dimpotrivă te relaxează foarte tare. Deci nu sunt rău, nu? Că așa zici tu la radio. Ba da, lasă, păstrează-ți treaba aia acolo. Așa, da. Da, nu, Răzvan e extraordinar, e un om fantastic. Da, uite, de asta aveam treaba, cum am întâlnit cu o fată, am venit. Aveai repetiții la Te Cunosc. Ai văzut că ține la tine? Aveam, da, chiar a lăsat totul pentru tine. Mulțumesc. Nu știu dacă totul, dar faptul că a venit aici e o chestie pe care o apreciez. Pentru că, na, uite, spunem niște lucruri cu niște multe, multe perechi de ochi care se uită la noi. Dar eu cred că nu ai cum să faci nimic, în niciun domeniu. Nu poți să fii un bun profesionist dacă nu ești un om bun. Mai presus de toate. Da, pentru că nu lucrăm cu roboți, lucrăm cu oameni. Au făcut performanță și... Crezi? Da. Da, și mai e chestia asta care te fură, știi, mirajul ăsta, că până la urmă oamenii... Al succesului. Noroc că Răzvan n-a avut succes niciodată, gaz pentru el. Nu, e chiar așa. Nu, știi că nu există oameni buni, contează contextul în care îi cunoști. Nu sunt oameni buni și oameni răi. Sunt convins că și despre mine sunt oameni care zic, cine... E clar, dar... Până ajung să te cunoască până la urmă. Cu adevărat, poate. Cu adevărat. Și spun, am avut dreptate. Te l-ai descoperit? Da. Ușor? Noaptea de Angela. Nici măcar că... Răzvan, uite, am rugăminte. Ia spune tu alo. Frumos. Alo? Bă, parcă n-ai fi mâncat nimic, așa spui alo. Nu cred că... Deci vezi că el e în Franța în momentul ăsta. Știm. E în Franța, deci în Paris, chiar. Vorbește, numai că e în european. Da, dar nu, mai nu, și m-a sunat voi, că dacă nu-ți dai seama că nu răspundeam. Păi da, dar mă normal plătești și tu, dar fiind în Uniunea Europeană nu mai contează. A, deci e ok. Da, sunt... e ok. Bun. Acum să vă zic o chestie. Eu de multe ori îl întreb pe Răzvan de lucruri din astea. Bă, cât plătesc dacă pe acolo, pe acolo, pe dincolo? Eu sunt un pic mai cumpătat decât el și amândoi suntem de 100 de ori mai cumpătați, Gianina, decât domnul Cuza, care e lângă tine. Ăla e o nenorocire la capitolul cumpătare. Și încercăm încet să-l aducem pe drumul bun al zgârciților. Oricum am prins care e regula atunci când ieșim în oraș. Dacă e peste 11 lei la teul, plătesc eu. E tânăr, e mic, mai are Gianina, de învățat. Gianina, da. E o glumă. Noi nu ne permitem la 11 lei la teul. El exagerează, acum se dă mare că suntem la televizor. Acum una peste alta, mulțumesc de telefon, mă bucur să... Și noi vă mulțumim. Când m-a sunat Angela Ciupitu, care e prietena mea de 120 de ani și mi-a spus că e Răzvan în studio, care e prietenul meu și fiul meu de 140 de ani, m-am bucurat și când am auzit că și tu prezinți, ai zis gata, dar când am auzit că e și Cuza, am zis nu pot să-l iubesc. Mulțumesc tare mult, la mulți ani lui Răzvan. Dar cum este Răzvan ca fin? Băia fin, da. Să știi că dincolo de asta, uite, Cuza poate să-ți compte. Da, și tu, Gianina, îl cunoști de atâta vreme. Da. Pe mine m-a impresionat întotdeauna bucuria lui de a-și trăi viața. Știi? Adică, care este molipsitoare. Da, e molipsitoare. Bucuria asta de a trăi viața pe care mulți dintre noi nu avem. Eu mă număr printre cei care nu o prea au. Adică eu mereu văd, nu văd plusurile. Cu Răzvan, uite, eu sunt aici aproape de Père Lachaise, este un cimitir celebru în Paris. Dacă Răzvan ar intra în Père Lachaise, ar zice, bă, ce de plusuri sunt aici? El n-ar vedea crucile de pe morminte. Deci, bă, e plin de plusuri aici, mă. Exact. Ăsta e genul lui Răzvan și... Și ne certăm foarte des, pentru că el e extrem de negativ
Iar eu, inclusiv și postările pe care el le face de multe ori, am critici la adresa lor și îl sun și spun, dar nu e bine, de ce vezi tu doar partea nasoală? Că s-au întâmplat și lucruri bune. Așa e. Și acum să-ți mai zic un lucru. Cred că și-a găsit un om nemaipomenit, Angela. Angela e fiina noastră, e soția lui Răzvan. Soția. E un om admirabil. Și Angela. Nu e Angela Ciupitu, deci alta Angela. Angela. E un om admirabil și asta o spun și copiii mei. Angela are răbdarea de a sta și cu Bogdan și cu Dara, cu copiii mei, și de a sta pe matematică. Așa, săptămânal vine pe la noi, draga, de a sta. Eu o admir, întotdeauna mă uit așa cu admirație și plec, că eu cu matematica n-am avut o relație. Și cadrul militar pe deasupra. Și cadrul militar pe deasupra. Eu sunt curioasă. Da, cine a cântat în casa lor prima oară? Răzvan, obligat de Angela. Imnul dimineața. Mi-a zis, băi, când ne-am trezit după prima noapte petrecută împreună, e 6 dimineața, în picioare drept cântă imnul. Dar apropo de Angela. Bună, Angela! Nu cred. La mulți ani, Pită. Dar de ce mă puneți în situații de astea? Că e foarte complicat să ai apariții publice cu cei mai dragi oameni din viața ta pe lângă tine. Ai văzut cum ai evitat privirea? Cei mai s-au uitat la tine. Hai să ascultăm dragi. Și ce ne transmite Angela. Angela, mulțumim că ești alături de noi. Pită, în primul rând, la mulți ani, să-ți dea bunul Dumnezeu multă sănătate și să fim alături mulți ani fericiți, Doamne ajută. Am emoții de lucrurile astea. Gianina m-a păcălit să fac această intervenție. Mai mult îți spun acasă. Scurs și la obiect. Ai să-i trimiți un mesaj special înainte să ajungă acasă? Da, am un mesaj special. Ți-a venit cadou. Am înțeles, dar din tortul pe care l-ai pregătit aseară, l-am rugat pe Răzvan să-mi aducă și a zis că dacă mi-aduce mie trebuie să aducă la toată redacția. Nu, dar nu e gata. Nu e gata că trebuie asamblat. Da. E tort de la de se ține la frigider. Se ține la frigider, crema se răcește. Nu e chiar așa. E la ei nimic nu se face. Dan, te ascultăm. Să vă întreb, Gianina. Da. Dacă suntem atât pe telefon, cine plătește? Cred că noi. De asta ar trebui să-ți mulțumim că te-ai alăturat. Și un ultim mesaj pentru Răzvan, dacă ai. Sper că te întorci până mâine, când e ziua mea, ca să-mi dai cadou. Păi, alo, nu se mai aude. Cred că s-a întrerupt ceva. La cadou s-a întrerupt. Nu vă prea aud prea bine. Da, îți mulțumim foarte mult pentru intervenție. Cu drag și la mulți ani tuturor. Mulțumesc. Ce frumos. Așadar, Angela, mai ești alături de noi? Da, vă spuneam că eu cred că de asta a plecat nașul, să rateze ziua finului. Ok. Da, și eu cred asta, să știi. Cred că așa, voiau, ziceau, băi, ne întoarcem miercuri, hai ne întoarcem joi, că ziua lui Răzvan miercuri. Nu, dar să știi că primesc cadouri și după ziua mea, adică nu e nicio problemă. Asta nu prea. Dar ce-ți dorești cel mai mult și cel mai mult de ziua ta? Îmi doresc cel mai mult și anul încă în continuare să nu trăiască să aștept ziua mea să-mi iau ce-mi doresc. Adică asta e... Profund. Nu știu, mă gândesc. Știi că e foarte... Băi, Răzvane, uite. Da. Tare. Eu nu cred că... Cred că că eu l-am în fiecare zi. E important să-ți iei... să-ți faci ziua ta în fiecare zi. Și cred că cea mai importantă oglindă a noastră sunt oamenii din jurul nostru. Și m-am hrănit de foarte multe ori cu realizările oamenilor de lângă mine. M-am bucurat de fiecare dată când oamenii de lângă mine au avut succes. Și de multe ori chiar când m-au depășit. Pentru că am avut situații în care am plecat de la egal la egal cu oameni în viața mea și care unii dintre ei au ajuns mai bine decât mine. Absolut niciodată nu am fost invidios pe succesul lor, pentru că invidia e o stare care nu face decât să-ți aducă rău. Și mă bucur de fiecare dată și pentru realizările lui Cuza și pentru realizările oamenilor dragi. Dacă n-ai înțeles și la trecut, aia voia să... Dar eu cred că... Glumesc. Cred că... Nu erai chiar necunoscut când am început să lucrăm împreună. Astăzi este despre tine, suflet. Așa este. Angela, îți mulțumim pentru că ai fost alături de noi. O să mă bucur și când o să vină ziua în care Angela o să câștige mai mult decât mine. No comment.
Să fii un soț întreținut. Are cuvintele acasă. Pentru că, uite, toată lumea te-a bine dispus cu aceste surprize. Mai am un telefon. Alături de noi este colegul tău de bancă din clasa 1. Colegul meu de bancă din clasa 1. Bă, lasă-mă. Nu este nimeni. Glumeam cu tine. M-a spus că era foarte complicat să mă aduc aminte. Dacă îți mai aduci aminte. Îmi aduc aminte de toți colegii. De fapt, vreau să te întreb câți ani ai făcut ca să te testez. Ai de mine. Dacă mă întreb, pot să-ți spun... De ce bă, l-ai intrat? Ai dat să cu noi. Pot să-ți spun cât de cât și catalogul în colegilor în ordine alfabetică și din generală și din liceu. A, serios? Da. Păi n-aveau telefoane pe vremea aia. Uite, data viitoare o să iau tot catalogul. Andreescu, Angel. Încep să andrez cu... Răzvan, îți mulțumim că ai fost astăzi alături de noi. La mulți ani pentru mâine. Sper să mă chem și pe mine la petrecerea ta. Mulțumesc că tortul îl aștept. Oricum venim toți neinvitați, așa că... Vă aștept neinvitați, că nu e foarte complicat să faci o petrecere de ziua ta, că e un sui de nuntă la un moment dat. Da, știu. Și e greu... Dar e frumos când ești iubit de toată lumea. Repet, nu cred că sunt iubit de toată lumea și nu e doar că... De cine trebuie? Da, cred că oamenii pe care mi-am dorit să i-am lângă mine, i-am avut. Îți dai seama că în viață s-a mai întâmplat să am parte de dezamăgiri, dar în general nu cred în teoria că oamenii sunt răi și că nu există prietenie. Există oameni pe măsură, oamenii pe care merităm lângă noi. Și de cap. Tu să ții minte că noi atunci când trebuie să postăm ceva pe Instagram, nu știu, mă, trebuie să... pe Răzvan, dă-și mie un citat. Da, și noi mă deranjează când vin oameni și zic: "Nu există prieteni." Da. Ba, există prieteni. N-ai știut tu să-ți alegi oamenii potriviți. Mai caută. Aia. Da. Cusac, ziua ta când este? La mine mai e până septembrie. Suntem în concediu, atunci îți mulțumesc foarte mult. Cum să te ții în concediu în septembrie? Pe 19 septembrie? Cum? Nu, glumeam. E început de sezon, puteți să-l invitați. Nu mai voi să faceți glume? Aia da, corect. Vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de mine. Mulțumim și noi de invitație. Mulțumesc. Complice, de la ora 16? La 19. Uiți, merge la cafea acum, la mall sau? Pe de acum. Okay. Și te cunosc de undeva cu Cuza, bineînțeles, să nu uităm. Da, și ai umor. Și Neața. Și de toate. Și că la Antena 1 se schimbă sigla, loc de unul pun fața lui Cuza. Interesant, da. Ar fi frumos, de ce? Păi e băiat frumos, de ce dai pune? Exact, da. Corect. Merge bine pe partea asta de... Și mulțumim și mă bucur că am venit astăzi, pentru că am revăzut o foarte mare parte din... colegii pe care i-am avut și am văzut în fiecare dimineață, vreun an jumate cât prezentam până în pandemie matinalul la Antena Stars. Și mi-a părut că s-au bucurat să mă revadă. S-au bucurat, adică cred că nu era neapărat. Să știi că și mie mi-au zis: "Bă, ce tare că a venit Popescu, doar invitat, că ne pierdeam jobul dacă era prezentator." Erau toți stresați un an jumate cât ai fost aici. Aveau CV-urile depuse. Evident, glumește. Vă mulțumesc foarte mult. Vă îmbrățișez. Mulțumesc.